Bun găsit în cadrul rubricii Sfertul Economic. Sunt Mihai Soicescu, gazda dumneavoastră. Astăzi, economiile țărilor se confruntă cu problema resurselor. E din ce în ce mai mult o dorință de a se implica și ar fi implicate resurse neconvenționale. Încercând ca fiecare economie în parte să se orienteze către exploatarea acestor resurse neconvenționale. Astăzi avem un fel de proiect care se încadrează în această dorință a economiilor lumii, Iulie fără plastic. Invitatele mele pentru emisiunea aceasta, Alexandra Teleucă, este specialistă în programe de educație, Asociația Seneca. Bun găsit! Bine v-am găsit! Și Emilia Mitroi, voluntar în cadrul Bibliotecii Metropolitane din București. Bună ziua! Bine ați venit în cadrul emisiunii. Spuneți-ne mai mult despre originea acestui proiect, Iulie fără plastic. Da, Iulie fără plastic vine din Australia, unde este Plastic Free July. Și a pornit în 2011, când un consiliu local a venit cu această inițiativă de a renunța, pe cât posibil, la plasticul de unică folosință. Au început, cum spuneam, în 2011, cu 40 de oameni, iar anul trecut, în 2016, au avut peste 1 milion de oameni din 130 de țări. Iar anul acesta, iulie 2017, credem că o să depășim această cifră. Și își propune să militeze pentru a renunța la plasticul de unică folosință. Sticla de suc, paharul de cafea, tacâmurile de plastic, caserola de mâncare. De fapt, foarte uzuale într-o lume a molurilor și nu doar a molurilor, ci și atunci când te duci la cumpărături, mănânci rapid ceva, farfuriuța, plasticul, totul e. De ce, sau mai bine zis, de unde le-a venit practic această dorință de a elimina plasticul? Una dintre fondatoare a fost implicată în foarte multe expediții, ei fiind înconjurați de atât de multă apă, și-au văzut impactul asupra plasticului, pentru că, de fapt, plasticul în apă nu se degradează, se transformă în particule foarte, foarte mici, care sunt înghițite de pești și, în final, ajung la noi. Și au studiat au fost implicați în foarte multe proiecte asemănătoare și au ajuns la concluzia că se poate face ceva și se poate începe cu un pas mic. Iar acesta e cel de care vorbeam. Am înțeles că în acest proiect a fost implicat sau se implică inclusiv ministrul economiei din Australia. Da, mie mi s-a părut genial. Anul acesta proiectul a fost lansat în mod oficial pe scările Parlamentului de către ministrul economiei. La noi? Următoarea întrebare? S-a schimbat guvernul și poate că n-au apucat să se ocupe de așa ceva. Eu sper că oamenii vor deveni din ce în ce mai conștienți de această problemă. Într-adevăr, e o problemă departe, dar ne afectează totuși. Am înțeles. Ce vă propuneți prin acest proiect? Alexandra. Scopul, cred că în principal, este de a transmite informații către publicul larg și în prima fază de a crea o comunitate care, prin intermediul acestei comunități, să trimitem informația la cât mai mulți oameni. Și să penetreze, practic, piața. Exact. Și aici e vorba de a merge către partea de educație. Că, practic, atelierele din cadrul programului pe care l-am pregătit împreună este axat în mare parte pe evenimente de educație, de conștientizare a impactului pe care plasticul îl are asupra mediului și cum putem noi, la nivel de individ, să acționăm prin fiecare gest din fiecare zi. Și aici mergem, bineînțeles, către a alege. Ce alegi să faci când știi, când ai aflat care este impactul acestui material asupra mediului și în mod direct asupra vieții
vieții noastre. Aici aș vrea, da, aici aș vrea să adaug câteva cuvinte. Diferența față de programul inițial din Australia este că noi am adus această componentă de comunitate și de mai ales de comunitate în jurul bibliotecilor. Aici o să trebuie neapărat să povestesc, deci aici este Corina. Proiectul a fost gândit de mine, de Corina și de Simona și este tot gunoiul, ghilele mele de rigoare, pe care ea l-a făcut în luna iunie la servici. Deci eu cred că poza asta nu mai are nevoie de alte comentarii. Ea a început această provocare anul trecut, a făcut-o singură și în urma ei și-a modificat felul de a fi și a ajuns să facă doar atât în luna iunie. Interesant. Da, și ca să închei acea idee cu biblioteca, în București, Biblioteca Metropolitană s-a schimbat foarte mult, sau eu așa am văzut de acum 3 ani, și în jurul filialelor încep să se strângă adevărate comunități de mame și copii. Și noi vrem să lucrăm cu ele, pentru că, cel puțin pentru mine, ele sunt viitoare platforme de activism civic și cred că România chiar are nevoie să reînceapă să aibă o conștiință civică. Vă adresați în mod special copiilor sau nu neapărat? Nu. Am targetat și copiii și adulți, în sensul că avem ateliere pentru copii, de scriere creativă, de reciclare creativă și de lectură. Și pentru adulți și mi-ar plăcea și adolescenți, mi-ar plăcea să avem și cât mai mulți tineri. Avem o paletă foarte largă. Avem, de exemplu, Slow Fashion cu Gabi Urda. Avem un concept pe care o să aflăm mai multe detalii. Forest Kindergarten, mâncat sănătos, permacultură. Avem și picnic pe 16 iulie. Vine Uleiosu. Uleiosu este o companie care colectează uleiul caznic, da. O să vină, o să povestească și dacă vreți puteți să veniți cu uleiul la bibliotecă, la Ion Creangă și să-l duceți direct acolo. Adică sunt foarte multe domenii pentru că am încercat să arătăm că există alternative și că fiecare mic domeniu poate fi și cosmetice naturale, apropo. O să avem și un atelier în care să vă învățăm cum să faceți cosmetici acasă. Nu știu dacă este atât de populară ideea aceasta că uleiul caznic folosit poate să fie reciclat, dus și, din câte știu eu, sau sper să nu am informația greșită, într-un litru, pentru un litru de ulei caznic se dă, în schimb, un litru de ulei sau ceva de genul ăsta, așa? În momentul de față, cred că a fost o campanie în care... A fost o campanie în momentul de față, nu cred că se mai dă, dar trebuie să verificăm cu uleiosul. Ce pot să vă spun este că acest ulei este foarte dăunător pentru conductă, pentru țevi și atunci mi se pare foarte ok să ajung într-un loc ok, ajunge în Germania, unde este transformat în biodiesel. Exact, asta era... știu și eu, punctul final, unde ajunge uleiul casnic, da. Unde poate ajunge uleiul casnic. Bun, aș vrea să-i rog pe cei din regie să dea mai departe imaginele pe care să le comentăm puțin. Da, marți am făcut o instalație la Biblioteca Ion Creangă. Aici colegii au strâns ce le-a rămas după ce au mâncat și cu ele am făcut o instalație. În dreptul fiecăreia am spus în cât timp se degradează. Vreau, de exemplu, să puntez că... Scuze puțin, câte persoane au strâns... 8 sau 9, dar numai când și-au adus aminte să nu le arunce. Ah, înțeles. Deci... deci este puțin. Da, da. Aici am avut și participarea copiilor. Cine sunt mai receptivi în, știu eu, campania aceasta de educare sau reeducarea copiii. Noastră? Copiii. Evident, copiii, nu? Și sperăm că ei cumva vor să meargă acasă și să mai schimbe părinții. Da, copiii sunt mult mai receptivi la capitolul acesta, mai ales când aud că animalele suferă din cauza aceasta. Exact. Sunt mult mai receptivi. Bun, și iată... Acesta este programul nostru. Cred că ideea este că noi am început 3 oameni, dar pe măsură ce am continuat s-au adăugat. Acolo cred că lipsește Muzeul Literaturii Române, care o să aibă un atelier tot așa de reciclare creativă. Și există și o pagină de Facebook, da. Nu? Iulie fără plastic. Oricine poate să acceseze pagina și să vadă inclusiv acest afiș cu tot ceea ce vă propuneți voi. Exact. Cum poate să fie cineva implicat în această campanie?
M-ați convins. Ce trebuie să fac? Spre exemplu, pe mine m-a contactat. De fapt, a fost o întâlnire reală cu Emilia. A venit și știa de proiectele noastre. Și mi-a spus, știu că vă preocupă, aveți preocuparea aceasta față de mediu. Noi avem o editură, avem o grădină comunitară, și avem și un spațiu cultural în care promovăm ideea asta de grijă față de mediu. Și a spus, nu ai vrea să vii să ții niște ateliere? Și atunci am acceptat, am zis da, îmi doresc foarte mult, pentru că avem niște programe educaționale pentru părinți și copii, care sunt legate tocmai de ideea asta de economie circulară, drumul produsului, din ce este făcut plasticul, unde ajunge, ce facem cu el, ce putem să facem cu el în loc să-l aruncăm la lagul noi și cum putem să reducem, bineînțeles, producția personală de plastic sau de alte materiale care provin din resurse non-regenerabile. Și aici mă refer la metal și la sticlă. Și atunci ne-am alăturat proiectului, am devenit parteneri în proiect. În rest, oamenii ce pot să facă este să dea mai departe informația, să participe la evenimentele pe care le organizăm și practic obiectivul principal este de a alege la nivel personal de a schimba un comportament, de a schimba ceva din acest moment. Aș vrea și să precis, da. Mai pot să se înscrie pe Plastic Free July, de unde vor primi mail-uri cu informații foarte prețioase. Concret, ce poți să schimbi și cum poți să schimbi. Da, da. Vroiam să precizez, discutam înainte de emisiune și îmi povesteați că practic v-ați înscris în campania aceasta și voi și ați fost încurajate să faceți lucrul acesta. V-ați unit trei persoane și practic ați început o campanie și în România. Exact. Exact, am pornit trei fete, eu și două, pe Corina pe care ați văzut-o în poze și Simona și apoi încet, încet am vorbit cu oamenii și pe măsură ce vorbeam ei se alăturau și de la o instalație la bibliotecă am ajuns la un program, dacă nu fiecare zi, măcar la două zile avem o activitate și ne bucură foarte tare că există lume care vrea să facă ceva și care se implică. Înainte de revoluție, în timpul comunismului, țin minte că la școală eram, să spunem așa, educat să aducem sticlele foarte bine nefolosite, la capitolul acesta. Plasticul, ce mai aveam, hârtia și așa exact. Mai departe. Bine, era, o luam mai mult ca pe o obligație, nu neapărat ca ceva, cel puțin așa o simțeam eu. Mm-hmm. Dom'le, hai să duc și eu ceva la școală, ca să nu zică diriga, că n-am dus nimic ca și eu. Însă, după Revoluție, lucrurile s-au schimbat rapid. Lumea a uitat de chestiunea asta simțită ca ceva care trebuie să o faci. Însă, am observat că am prieteni în Spania. În Spania totul este bine pus la punct. Gunoiul este separat. Hârtie, plastic și așa mai departe. Am un prieten care a încercat să promoveze acest lucru și aici în România. Și am văzut tomberoane dintre acestea cu gunoi selectiv. Însă, acum încep să pun întrebarea. Ce așteptări aveți de la acest proiect, având în vedere că practic România nu este pregătită, din câte am văzut eu, să pună gunoiul selectiv acolo. Foarte puțin. Fenomenul este extrem de nesemnificativ, a spune. Ce așteptări aveți voi de la acest proiect? Când am pornit proiectul, era la o scară foarte mică și nu aveam așteptări, dar pe măsură ce s-a dezvoltat, așteptarea noastră este ca oamenii să înțeleagă că atunci când nu protejează natura, de fapt își fac rău singuri. Că planeta asta poate să trăiască fără noi, dar noi nu putem să trăim fără ea. Și atunci să înțeleagă, să se pună undeva o sămânță că chiar e nevoie și încet, încet să ne întoarcem la această lecție, care eu cred că era o lecție bună de care tu povesteai. Eu cred că e vorba despre asumare personală, că până la urmă, chiar dacă nu avem suficiente tomberoane, clopote de acela în oraș, sau dacă unii spun că, de fapt,
gunoaiele din cele trei, cele trei recipiente ajung în același loc, e bine, nu este așa. Dacă ne documentăm puțin, vedem că, da, ele trebuie să ajungă la o stație, la o stație unde trebuie reselectate și este, asta, așa se procedează, dar dacă ne asumăm, găsim soluții. Spre exemplu, sunt cei de la Sigurec, care dacă pur și simplu îi sunăm, ei vin să preia materialele reciclate pe categorii. Deci este vorba pur și simplu de a ne asuma și de a vrea să facem, să facem această există schimbare. Există bunăvoință la un moment dat. Exact. Am senzația că uneori ne lipsește poate bunăvoința, pentru că, așa cum a spus, se poate. Până la urmă, e o alegere personală pe care o faci la un moment dat. Un stil de viață, un nou stil de viață, așa cum colega voastră am văzut că o are. Da. Aici aș vrea să adaug trei mici schimbări la care aș vrea să vă gândiți. Să renunțați la sacoșa de plastic de la supermarket, să aveți întotdeauna o sacoșă de textil la voi, la paiul de plastic, care eu cred că putem să ne lipsim de el, sau dacă nu există de metal, Tocorina ne-a adus, și la paharul de cafea, care poate fi înlocuit cu un termos, sunt unele super șmechere, super fashionable. Astea trei. Doar să vă gândiți la ele și să vedeți ce slip on it, cum se zice. Și eu nu pot renunța la pai, glumesc. Aici eu cu Alex am discuții. Da, adică, nu, sunt lucruri, adevărul este că sunt lucruri pe care... sunt lucruri minore, dar care pot produce efecte foarte... Cât suntem. Da. Ce soluții avem în afară de sacoșa de cârpă, să zicem așa? Ce-i drept trebuie să recunoaștem că... așa cum spuneați, așteptările voastre nu sunt extraordinar de mari, pentru că lumea încă nu este obișnuită cu lucrul acesta. Pe de altă parte, este foarte adevărat că există o adevărată industrie a plasticilor, și cu siguranță pe termen scurt nu poți obține eliminarea acestei industrii. Dar ce soluții am avea? Să zicem că ajungem ca nimeni să nu mai folosească plasticele. Mergem la ținta ideală. Deci avem acest trei pași care mie falimentăm industria asta. Super de bază. Și apoi, de exemplu, cosmetice. Eu și cu soțul meu de 2 ani de zile folosim acasă un deodorant făcut de cineva din produse naturale, ulei, praf de bicarbonat de sodiu și alte elemente, toate super naturale și netoxice pentru corpul nostru, pus în cutiuță de sticlă. Deci căutat cosmetice naturale. Sunt foarte multe mame care stau acasă cu copiii și în timpul lor fac astfel de cosmetice. Fenomenul a început, adevărat. Da, stay at home moms. Da, și putem în felul ăsta să sprijinim și o economie locală. Apoi sunt acele clasice rețete ale bunicii cu produse naturale și nu știu câtă lume știe de nucile de săpun. Nucile de săpun sunt niște nuci din Africa cu care poți spăla pe post detergent și poți, și eu, de exemplu, folosesc oțet în loc de balsam la mașina de spălat. Alexandra, dacă mai ai... Sunt soluții utile. Da, pentru... da, și nu... Te rog, Alex. Cred că pentru început am putea să, într-adevăr, să reducem cantitatea de plastic prin a refolosi anumite recipiente de plastic prin acest mic comportament, ca să zic, zilnic, de a avea tot timpul o sacoșă din pânză la noi, ca să putem să ne permitem să refuzăm punga de plastic de la supermarket. Și cred că încet, încet ne vom readapta, pentru că avem capacitatea asta, suntem ființe creative și ne vom readapta în timp. Dar dintr-o dată, cred că nu, adică este, să spun, într-un an, noi avem termen până în 2020 să reducem la 50% cantitatea de deșeuri din gropile de gunoi, ceea ce este, știm cu toții și toată lumea știe că este imposibil. Deci încet, încet, prin gesturi mici, dar semnificative, vom putea să, poate nu să reducem la zero această economie, dar să reducem semnificativ cât să nu mai aibă impact asupra mediului. Mulțumesc, Alexandra, îmi place ce ai spus, tocmai pentru că și folosirea plasticelor
am făcut-o tot pentru că ne-am gândit ce soluție am avea, așa că putem găsi și alte soluții dacă ne dăm seama că folosirea lor este nocivă pentru natură și pentru noi, până la urmă, și viitorul copiilor noștri. Eu aș vrea să vă mulțumesc, să vă urez succes în campania respectivă și cu drag... Ne vedem la anul! Ne vedem la anul și vedem cum a evoluat Iulie fără plastic. Vă așteptăm la evenimente. Dragi telespectatori, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Până data viitoare, vă spun la revedere!